Nu mai ai subiecte și m-ai lăsat pe mine și l-ai luat pe Alexandru. Nu face mie rău. El s-a băgat cu mine. El s-a băgat cu... Pentru că tu te bagi Georgiana, în seamă și mă ataci. Pe mine mă ataci. Eu vorbeam cu Alina, nu cu tine, draga mea. Uite că sunt și eu aici. Ce crezi? Am zis, Madalin, nu face mie rău, își face singur. Care-i treaba? A făcut singur în ultima săptămână, așa că... E penibil ce încearcă să facă, asta încerc să-ți spui. Dar ce-a făcut așa deplasat? Băi, omule, ce-a încercat să facă așa deplasat? În gala a venit cu toate numele de femeie pe așa, corp din Carpac. Și pe fă spate avea Alina. Fă și tu la fel. Pentru că încă iubești. Și s-a dus în fața Alinei și a arătat numele de pe corpul lui cu toate. Cu Gianina, cu Georgiana, cu toate nebunile. Da. Și ce în capul tău, mă, să faci așa ceva? Da, și-a scris numele. Acum te duci în casă, le iei pe toate și le pup și le astea ca să ce, mă, să te răzbun pe femeia asta săracă. Așa face Alexandru de... pentru ce? Ce să-mi facă mie? În sensul că se răzbună, încearcă să, nu știu, să-ți facă rău, să-i păi dacă într-adevăr vrea să se răzbune, se răzbuna prin altă metodă, nu așa, și asta n-a fost o răzbunare. Nu e o răzbunare? Uite, dați cadrul pe Alexandru să vedem ce vorbește acum, că vorbește cu altul. De ce motivul? Dați cadrul să vedem, că vorbea că vrea cu Gianina asta, cu ce? Ia uite. Păi știi ce răzbunare e asta, mă, omul nu e sălbatic ca tine. Băi omule, pe femeia lui, da? Nu o întreabă, băi Alina, ești bine, nu ești bine, după ce ai despărțit? Nici nu am nevoie să mă întrebe, nici nu am nevoie să mă întrebe. Ca gest, ca gest, știi ce zic? Decât ca gest, da? Și le bagă în restul pe toate seamă. Nu am nevoie, Madalin! Nu am nevoie să mă întrebe. Eu știu, dar zic așa, ca fapt divers, că nu poți. Nici nu mi-aș dori să mă întrebi. Ia uite-l, ce gestul are, băi, măcar ascundeți-vă, nu faceți în fața femeii ăsteia, mă. Ia-le mă și giugelește-le în altă parte. Hai bă, acolo, în grădină. Că femeia asta eu cred că mai are sentimente pentru tine, băi. Cum îl chema acum? Alexandru. Nu, greșești, nu mai am sentimente. Nu, dar oricum aveți puțin timp de cât v-ați certat și nu cred că... Nu mai am sentimente, aici chiar greșești. Nu mai învăd rostul meu în această conversație. Sigur. Sentimente am avut până în momentul în care acea persoană, ca să nu-i dau numele că-i deranjată, a adus mesajele. Atât. Dar știi ce am auzit eu despre Alexandru? Zi-mi, te rog. Să vă spună cine? Codruț? Zi. Codruț, ia zi. Codruț, ai tu că să zici tu sau zic eu? Zi. Codruț a venit la mine. Da. Când eram cu Radu pe acolo și spune că domne, că tu știi că Alexandru avea are și el iubită în timp ce vorbea. Avea iubită în timp ce era cu Alina. Și el a spus că aducă dovezi. Eu nu mi-a spus. Toată lumea are pe cineva acasă. Madalin, știi că toată lumea aici în casă vorbește. Aici toată lumea mănâncă ceva despre alții. Ăla are. Eu nu știu, mie asta mi s-a spus, asta m-au zis ce vorbeau băieții prin casă, da? Eu vreau probe. Reale. Păi asta spun, Codruț a spus că are probe, să aducă, că el e ăla cu probe. Dar oricum nu mă mai interesează. Tu auzi de toată lumea. Lasă-mă pe fata asta, măi. Ascult un pic. Ce te mai legi de subiectul ăsta dacă vezi că nu s-au discutat? De ce încerci să te bași ca morcov? Ce mă, eu vorbesc despre... Vorbești despre da? Că am eu... Și vreau să vă, să-ți arăt, băi, că tu încerci. Acum am eu prieten acasă. De unde le scoateți, frate? Băiat mic. Te-am spus, vorbește cu Codruț. Băi, ești băiat. Nu am spus. Care e problema? Eu auzi, băiat mic, am 22 de ani. Dar uite, așa vă fac viața mea. Așa vă văd, fac. Păi, așa vă vezi fac. Că vă plimb dintr-un subiect în altul. Calmează-te. Azi te-ai pus dansai cu cine dansai pe aici și n-ai putut să te duci în cei. Când ai văzut că nici măcar nu a apărut și nu vorbești, băi, e grav. Când nu, Radu nu vorbești câteva ori, e grav. Absolut, dar n-am să-i duc ceai. Ce? Mă duc cu ceiuțul. Nu te duci cu ceiuț, du-te cu apă, du-te la el direct. Păi o frecție, făi... Cu o sticlă de spirit. Apoi pe tine te ia râsul. Du-te așa, du-te măcar până acolo. Ia să uit în oglindă. Nu trebuie să fii neapărat să foarte frumoasă când te duci la el să-i duci un ceai, frate. N-am ceai. Du-te așa, unde duci iar? Lasă-mă sus. Du-te odată. Uf. Vai de capul tău, că dacă nu ziceam, n-avei nicio gară. Bă, dar taci, mă, da. Că după o să interpretezi iară că ai zis tu și până să nu zici tu ea, nu faci nimic. Îmbârligător, mă, e să... Băi, cu ce sunt îmbârligător? Dacă nu a vrut să te duc până n-am venit aici. Unde stătea? Stătea aici. Mă aprind prea tare, sunt prea... Așa, prea înflăcărat. Păi, da, și vezi că modul ăsta ai de pierdut. Păi am de pierdut, dar de-aia sunt aici, draga mea. Că dacă nu, eram... Înțeles. Eram bun până pe... Până o să găsești o fată care te accepte așa cum ești. Da, că dacă eram bun pe relații... Da, păi nu-l faci oricum pași aici, nu mai pe ecranul ăla vrea să apară. N-am făcut pași? Unde ați văzut voi? Nu faci pași mici. Am făcut. Sari, așa. Larisa nu știe să se comporte. Jignește. Da, nu mă comport ca tine. De... Ca un câine face. Să fiu prieten. Bă, Nicolas, tu tot la Gianina te întorci, taci. Decât să fiu prietenul femeilor, da, mai bine așa. Dar și nouă ni se pare. Nu mai stau, plec acasă. Păi du-te.
Acasă de tot. E, acasă de tot. Ai cuvântul meu că plec. De ce? Așa vreau. Băi. Vorbești? Ce vrei să zic, femeie? Ce mi-e ai? Rău. Ce te doare? Mi-e rău. Mă doare capa, mă mețel, mi-e rău. Nu, dar tu ce crezi? Că tu că nu crezi. Și Adelina, când avea nevoie de îmbrățișor, a venit la el. Păi, dar eu m-am dus la el. Că am avut nevoie. Da, dar îmbrățișorul de parcă erau iubiți. Dar ție ți se pare normal așa? Ce? Te-ai simțit comod? Ce am făcut cu Adelina? Da. Da. De pentru ce? Că te-am spus, am nevoie de afecțiune și o zis și ea și ne-am îmbrățișat. Mare chestie. Dar nu m-am dat la aia, m-am lăsat și n-am luat în brață. Mie nu mi se pare normal dacă ești bine, dacă ai fi prieten cu el, dar în cazul dar care... Dar nu erau, în cazul... atunci nu erau împreună, da, n-aveam nicio treabă. Da. Nu aveam nicio treabă cu nimeni, dacă nici. Dacă nu erau împreună, da, logic. Era la dar așa cum ar veni, nu respecti pe el. Păi acum e logic, dar... Ce zic? Păi de-aia nici nu m-am dus la ea. Ușor, n-am ce să vorbesc cu tine. Mamă, cum ajung acasă să vezi somn ce bag? Nu te duce capul deloc. Nu te duce capul deloc. Chesturi din astea, bă, ce seamănă. Bună, bună, Larisa, ce faci? Da, stai, nu vrei tu să acum de ce? Sunt preferatele mele. Da, bine, da, da, da. Că nu vrei, nu auzi ce vrei tu, de-aia nu mă dată. Ce faci? Nu te-am mai văzut de ieri. Ce? Codruz, m-ai văzut acum 5 minute. Mi-era dor de tine. Bună, băieți. Hai, bună, Larisa, ce prezență. Bună dimineața sau bună ziua, cum să vă iau? Facem un dans? Facem un dans? Facem, da. Bună, 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 bună. Acum, așa, fără muzică, fără nimic. Nu ne trebuie muzică. Dar nu știu să dansez. Unde te uiți, mai? Nu știu să dansez. Nu contează, nu trebuie. Și mai înainte zic eu râsul. Hai, văzut tu că mă uitam acolo. Bă, nu vrei, nu vrei să... Nu mai vrei să mergi cu... Dansul lebe de unde? Unde? Mai facem două, trei? Nu mai... Păi știu că ție îți plăcea de. Păi mi-e îmi place în continuare. Salută pe mine. Poftim? El cu mustață. Mi se pare, doar mie mi se pare că Alexandru e cățelușul emisiunii și după mine, cățelușul de companie al femeilor. Bună dimineața, Antonia. Alex, te-ai văzut? Tu ce-i, mă, până la urmă de ce? După mine, auzi, Alexandru, după mine, dacă ar fi eu, aș lua o de nevastă și aș pleca. Acum, în secunda asta. Numai să nu mai auzi zgomot. Dacă ar accepta aia. Dacă ar vreau, uite, să-i dați cu iertare. Vreau să mă împac cu tine. O întreb, vorbești cu ea. Vorbești cu ea de la distanță. Uite, vreau să mă iert. Am auzit că ți-a plăcut că Nicola să-ți dă flori și vreau să te-o plăcă aceste flori. Prieteniei noastre. Am vrut să-i dau piele în cap. Pă bune, gata. Îi zici de la distanță dacă vrei. Nu mă fost să trăiască chiar în plin. Nu le accepti, Antonia? Nu le acceptă. Uite, dă-i letul. Bă, iară ce jignești și tot eu îți... Iar draga mea, nu te-am jignit. Nu mă jignești. Eu nu am nimic. N-am mai aer, du-te mai încolo. Bă, ai vorbit cu ea. Ai vorbit cu ea, pe conexiunea e o grămadă. Ce să fac, trebuie să stau pe aici. Eu nu te jignesc, tu jignești. Am și de la mov. Am și de la mov. Dar de ce nu poți să mă confunzi? Și să vorbim pe adevăr. Poftim? Madalin, faci chestiile prea forțate, prea... De ce faci așa? Ce îi spun? Îi spun doar că vreau, i-am dat niște flori. Da. Da. Și am spus, băi, prea, uite, cum să zic eu? Ia, ți-o refuzat florile. Dar nu mai veni lângă mine. Dar n-am venit. Dar ia-ți distanță. Vezi, de asta te-o răspet. Sunt la o masă distanță. Antonia, ia-ți mai distanță. Alina. Așa, mulțumesc. Da, Antonia. Dragostea mea pentru... Dragostea mea pentru tine. Nu-i nevoie, Mădălin, ți-am spus mai mult decât o relație de prietenie nu putem avea și nu pot avea cu nimeni momentan. Lasă-mă, că momentan, asta zic și eu, momentan. Dragostea mea pentru tine mă face să vreau să fiu un om mai bun și chiar dacă oamenii mă jignesc pentru că le dau adevărul pe față, vreau să mă împac cu ei. Te refuză într-un mod frumos, Mădălin. Ca să nu mai avem în jurul nostru oameni care să ne poartă pica, Alina, înțelegi? Ce ai iar, mă, de comentat? Ce ai iar de comentat? Vreau să... Ea nu vrea cu tine, de-aia. Nu vreau cu nimeni! Dar ce ai? Nu vreau cu nimeni. Lasă-mă nu acum, momentan. Lasă mai încolo. Dar dacă nu vrei tu, e? Cu următoarea care vine, o fi o fată la un moment dat și pentru mine în casa asta. Da, în casa asta nu tu, poate tu, să mai vină. În casa asta nu care sunteți acum. O să mai vină fete. Stai până o să mai vină fete. Poate, poate. Poate. Ai și Georgiana, dacă nu mă vrei, de ce te mai bagi în seamă cu mine? Lasă-mă. Vreau și că pot. Care da, vorbește cu Nicolas. Nu cu vorbesc mine. Cu cine vreau eu. Tu nu-mi spui mie cu cine să vorbesc. Vorbesc nu cu cine vreau. Cu mine.
gata. Vorbesc cu cine vreau, n-auzi? Vrei, ce vrei tu de fapt? Uite, voiam să apar aici cu tine. Voiam să apar aici cu tine pe ecran. Doamne, și nu ferească. Știam cum să fac. Stai cu minte că poate ne pun ăștia și vreo glumiță cu da, puneți-o inimioară. Doamne, ferească. Eșuată. Asta zic. Da, du-te, păi nu, da, nu să mai căuta anturaj, am vorbit, am spus. Eram pe cadru, băiatule, da? Și am vrut să zic, uite, și eu ceva. Care-i mai bine treaba cu Gianina, asta? Bună Gianina, ce care-i faci? Care-i treaba? Ce faci, Madalin? Uite, bine, uite, parcă începeam să mă gândesc la tine, așa, glumesc. În sensul că sunt curios. Cine mă doar ce gânduri mai ai tu, așa, cu viața ta și în emisiunea asta? Vorbește cu Gianina, ai, pa. Ce gânduri sau tu ce gânduri ai? În sensul că, uite, îți place un bărbat din casa acum. Nu-ți mai place niciun... Opa. Stați, mă. Dar ție de ce, fată, îți place? Că văd că îți place numai dar să mereu apari, trebuie asta. Numai să apar pe ecran. Nu, bravo, eu poate Gianina, vreau bine, ai spus. Sunt curios dacă poate să mai place sau nu-ți mai place Nicolas, poate vreau să mă îndrept spre tine. Iar Nicolas nu-mi place și nici nu mi-a plăcut niciodată. Și nici de tine nu-i place cu siguranță așa. Și dacă eu m-aș îndrepta spre tine nu dintr-o există. Dată așa? Nu există, că nu te place nimeni, nu te vrea nimeni, pleacă. Mamă, iar vorbiți toți, mă, fraților, mai nu ușor. Nu te vrea nimeni, trebuie nicio să te fată, nu pe te vrea. Cine vrei tu, Mădălin, nu trebuie spre să-ți dau eu aprobare. Nu te vrea nicio fată, îndreaptă-te spre ușa aia. Asta zic și eu. Ce? Îndreaptă-te spre ușa aia. Lasă băiatul în pace. Ia uite ce ia Gianina apărarea. Dar el când vine... Ia apărarea, dar el trebuie să se îndrepte spre cine vrea, exact. Poate vine o fată nouă și place și are dreptul să-i placă ce fată vrea el. Se pe noi acasă cum e, păi da. O să stai tot sezonul și... Ce e Adelina? Care e problema? Ai o problemă cu mine, Adelina? Cu mine vorbeai? Vorbeam cu Gianina. Nicolas, ce înseamnă asta? Urât din partea ta? Ce mai ai mă de comentat pe verițoiul împăiat? Ce nu-ți convine? Ce te uiți așa frustrat? Care e problema? Dar tu când doar stai cu Alexandru nu era urât? Bă, dar ce te faci, mă, iară? Păi nu, dar asta e. Ce cauți, mă, băgare de seamă cu mine? Cum să-i zici tu omului că e urât, dar tu cum poate același lucru ești? E treaba mea ce fac, de ce te faci, bă, tu? Nu mai ipocrizi, mă. Bine, mă, că ești tu, mai eu sunt corect, tati, eu sunt corect. Cel mai corect. Da, eu sunt corect. Cel mai simt. Sunt corect cu ce? Bravo. Nu poate să mă acuze nimeni de nimic. De ce nu mă acuzați de nimic? Nu poate să mă acuze nimeni de nimic decât de falsitate. Ce vreau eu. Decât de falsitate, poate să te acuze lumea. Ești falsitate. Mai fals. Ce falsitate, bă? Dar vorbiți pe față, ce fals? Cu ce sunt fals? Cu tot ce faci. Încerci să dai afară pe toată lumea. Încerci să faci chestii și nu știu ce. Draga mea, unul și altul te bagi cu mine seamă, nici măcar nu vreau eu să vorbesc cu tine. Eu mă bag cu tine seamă, bă băiatule, tu te bagi cu mine seamă. Ascultă-mă că vorbește domnișoara la respectiv. Draga mea, ți-am mai spus odată, m-ai făcut fals când mă puneam în genunchi în fața ta. Băi, vorbește toată asta cu tine. Acum nu mai am treabă cu tine și tot mă faci fals. Cum să fiu fals, mă, femeie? Te uiți la mine cât de real, cât de natural. Și te refuză toate. N-ai cum să fii fals. Fiind așa, Madalin, s-a încheie subiectul, tu. Păi voi vă băgați în seamă cu mine, nu eu cu voi. Tu te-ai băgat în seamă cu mine, așa că lasă-mă, că tu te-ai băgat. Vezi cum te iei de fiecare în parte și zici că și spun că ele se ia de tine mână. Unde pleci și tu, Adriana? Te bagi în seamă cu ele. Hai, că vă doare adevărul, mă. Vă doare adevărul. Ce adevăr, mă? Vreau să merg în casa băieților. Ce adevăr, tu spui că ele se bagă cu tine în seamă, da? Când tu te duci la fiecare în parte și spui că ești așa, ești așa, ești așa, că tu nu faci așa, că tu nu dacă faci așa. Dacă am tăcut din gură, vezi de subiectul tău acolo și lasă-mă în pace. Ia și tăi și nu mai veni cu aberații că cum că are cineva ceva cu tine, că n-are nimeni nimic cu tine. Adelina Codruț. Și Codruț, da, păi și fac strategii împreună. Da! Nu mai poți să-mi găsești fericirea, adică nu te mai am pe tine. Îmi pare rău, Alex. Da. Băi, omule, eu am prea multă valoare ca să stau cu oameni ca voi. Băi, îți dai singur valoare. Toată ziua s-a forțat să fie gen Ilea. Dacă stau în relație cu Alina, mă duc în jos pentru că susținătorii mei o votează și pe ea. Ești fixistă și nu ești... Păi dacă erai un om, măcar... Încerc scuze, nu am știut în ce m-am băgat. Nu poți să iau un om în seamă când îmi vii cu afirmațiile astea și tu stai și îmi râzi în față, stai cu mine la urechi și fac la-la-la. Pentru mine s-a încheiat tot momentul în care Alexandru a dus mesajele alea. Mie îmi lași impresia că tu ți-ai dori o relație cu Nicolas. De ce nu? Nu-ți place și îți place aia și dacă simți că-l pierzi, nu-ți convine. Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.